Salut, sunt Iberiu de la cel.ro și azi povestim despre traseul care ajunge pe al doilea cel mai înalt vârf din țara noastră, și anume Bâlea, lacul Călțun, vârful Negoiu, cu întoarcere prin strunga Ciobanului. Pe tura asta mi-au ieșit niște filmări cu drona tare reușite, după standardele mele, evident, și comparativ cu ce mai e pe net, de aceea am zis să pun drona la început. Și cele de la Călțun și de la Strongă sunt foarte bune, deci nu plecați nicăieri. Traseul e super spectaculos. Probabil vă întrebați cine e ursul. Este unul din cei doi urși pe care i-am văzut pe Transfăgărășan în drum către Bâlea. Pe primul nu l-am filmat pentru că m-am trezit cam târziu și nici nu voiam să încurc prea tare traficul, care deja era încurcat de cei care se pozau cu animăluțul. Dar pe al doilea nu l-am mai ratat. Cred că am bătut munții pe toate laturile și nu am văzut niciun urs și, în mod uimitor, pe cel mai aglomerat drum din țară, văd într-o zi chiar doi. Dar să revenim la traseu. Traseul, în modul în care l-am făcut eu, are 21,67 km și mi-a luat cam 12 ore cu tot cu filmatul cu drona. Pot să fiu sincer cu voi și să vă zic că a fost greu, cel puțin la întoarcere. Atât de greu încât mai mult m-am târât până la mașină. Și mi s-a făcut și un pic răuț de la oboseală și nemâncat. Pe scara dificultății, eu îl pun peste Bucșoiu, chiar dacă, comparând lungimea și diferența de nivel, pare că ar trebui să fie ceva mai ușor. Diferența de nivel este de 1676 de metri, iar la Bucșoiu a fost de 1731 de metri și au mai fost și 6 km în plus. Dificultatea e dată aici de profilul traseului. La Bucșoiu și Moldoveanu, urci în prima parte când încă ai toate puterile la tine, iar în partea a doua, când deja ești obosit și începi să te doară toate, doar cobori. La Negoiu nu e așa. Urci mai întâi de la Bâlea până pe creastă la Paltinu, după care cobori, după care urci pe vârful Lăiței, după care cobori la Călțun, după care urci la Negoiu. Iar la întoarcere repeți procesul. Diferența e că acum ești un pic mai obosit. Sunt foarte puține bucăți cu drum drept, unde poți merge mai repede. 90% din traseu e țopăit din stâncă în stâncă, escaladat și ținut de lanțuri. Simți cum e să fie o capră neagră, și la dus și la întors. Iar la întoarcere, când ajungi la urcarea spre vârful Lăiței, garantat te ia deznădejdea și depresia și sigur o să te întreb care te-a pus să mergi pe traseul ăsta. Bine, o parte e și vina mea. Marea majoritate, adică toți, fac varianta normală, adică fără strunga Ciobanului, deci doar 16 km care în principal s-ar parcurge în 8-9 ore. Bucata prin strungă e rea. O să vedeți voi în al doilea clip, dar arată senzațional. Pentru acest traseu e obligatoriu să ai încălțăminte care nu alunecă pe pietre și minim un băț de drumeție. Poate și o frontală dacă știi că ești leneș și crezi că o să te prindă noaptea. Așa cum a prins pe mine și a trebuit să mă luminez cu lanterna de la telefon. Proastă idee. Ce mi s-a părut foarte tare la traseu e că, chiar dacă era destul de multă lume pe el, nu am văzut gunoi aruncate pe jos. M-am obișnuit să văd ba peturi, ba cutii de bere prin cele mai neașteptate locuri, iar acum să nu văd nici măcar o hârtie mi s-a părut tare dubios. Nu știu ce fel de oameni merg pe traseul ăsta, dar clar nu sunt ca cei care merg prin Bucegi. România probabil ar fi un loc mai bun dacă ar fi populată cu genul ăsta de oameni. După fiecare traseu am mai învățat una alta. După Moldoveanu am învățat să mă documentez de cum va fi vremea și să mă pregătesc în mod corespunzător. După Bucșoiu să-mi iau două chituri de pană cu șnur. E 10 lei unul. Cel care vine de obicei în locul roții de rezervă e cam inutil. Iar dacă îți mușcă janta cauciucul pe lateral, chiar nu ai ce să faci cu el. După acest traseu, mi-am luat frontală și am renunțat să mai plec pe munte cu mere, biscuiți și migdale. Acum am trecut pe carne grasă și ciocolată, fiind forme mult mai dense de stocare a energiei. Deci, mai multă energie și mai puțină greutate de cărat. M-am convins că nu ai cum să urci 12 ore pe râpe dacă nu mănânci corespunzător. Sunt curios, voi ce vă luați de mâncare când faceți trasee de o zi? Țăranii când mergeau la câmp luau slănină cu ceapă, iar pe net am citit că cei mai extrem urcători pe munte iau cu ei ulei de măsline, acesta având de două ori mai multe calorii decât slănina. Dar gata cu vorbăria, vă las mai departe cu peisajul, iar dacă vă place ce fac, dați un like și un share. Și eventual, cumpărați ceva de pe cel.ro.
Până data viitoare, fiți sportivi și să auzim numai de bine! Thank you.
să mă dăm ia până să ajung. Thank you.